acest profil psihologic al zodiilor, să și exagerăm. Acum să vedem pentru fecioare. Cum am putea explica mai clar, mai pe înțelesul tuturor, în ce constă acest profil? La fecioare, dacă vorbim despre ego, despre egocentrismul lor, orice am spune nu va fi deloc exagerat. Ele sunt egocentrice, prin natura lor, raportează totul la sine și măsoară toate lucrurile prin propria lor măsură. Dar au capacitatea de a analiza lucrurile foarte bună, fapt pentru care ei sunt oarecum echidistanți în analizele lor față de tot ceea ce fac, cu tot ce intră în contact. Deci pot fi obiectivi, mai mult decât alte zodii. Sigur, extrem de critici, extrem de pragmatici, nu sunt chiar niște visători. Deși cochetează cu viața boemă, realismul nu-l părăsește nicio clipă pe nativul din fecioară. Da, foarte bine zis, așa e. Chiar și atunci când ai senzație, lasă aparența unui boem, dacă vrea, dar realitatea lui este ancorat, una da. Concretă adică și controlată. Adică niciodată nu o să slăbească pârghile concretului, niciodată. Pentru că un nativ fecioară, sigur, ca și un nativ capricorn, nu va putea trăi în absența concretului, în absența unui profil pe care să se poată baza, să știe pe ce se bazează. La fecioară chiar mai mult decât la un capricorn. La fecioară concretul merge până în esența lui. El caută esența lucrurilor. Concretului, da. Adică vrea să meargă până în străfunduri. La originea oricăror lucruri. E, aici pentru este, a controla. Dorința aici, e de a controla. Aici ai pus punctul pe Idan. Aici este, de fapt, esența. Pentru că degeaba le spunem tot felul de vești. Am mai discutat și la o emisiune anterioară despre un telespectator care ne-a certat că am depășit cu un minut la nu știu ce zodie. Degeaba suntem atenți la secundă, la minut, dacă nu înțelegem esența profilului fiecărei zodii. Deci, pentru fecioare, esența în această perioadă este să înțeleagă că această joacă de a boemul și concretul nu mai merge. Adică ori ești boem, ori ești concret. Nu este rău să fii niciuna, nici alta. Totul este să nu fii nemulțumit că lumea nu te tratează ca și când ai fi ceea ce de fapt nu ești. Sigur. O să păstrezi chiar și ambele situații, adică să ai și o parte de boemie care sigur că da să te încarce sufletește și să rămână și partea aceea de materialitate, dar măcar să recunoști această realitate. Sigur. Să nu, fecioarele știm foarte bine că mai au această tentație, această tendință de a, de a-i vinde flori grădinarului, adică de a le explica boemilor ce înseamnă să fii boem sau materialiștilor ce înseamnă să fii materialist. Este bine ca în această perioadă să vadă exact unde le este locul, să vadă în ce proporție pot fi boem și în ce proporție de fapt sunt mai mulți ancorați în realitate, să înțeleagă că nu totdeauna poți să împași capra și varza, deci sunt și situații în care efectiv nu poți să împași cele două situații și s-ar putea să te trezești că chiar trebuie să alegi, fie să fii într-o luntre, fie să fii în alta. Și iată de ce este o perioadă dificilă. Iată de ce nativii fecioară nu prea-și găsesc locul. Iată de ce nativii fecioară chiar vor să-și facă ordine în viață într-un mod în care vor să știe până la urmă cum stau. Au cam obosit de această tatonare tipic mercuriană, acum opusă și cu Neptun, în care acest Neptun tot îi trage de mânecă și le spune că vezi că de fapt nu ești așa cum ai crezut toată viața. Și fecioarele spun, pentru că ei nu sunt prea obișnuiți să fie contrazici și o țin oarecum în aceeași idee. Dar Neptun, din păcate pentru nativii fecioară, va avea câștig de fapt din fericire. Pentru fecioare va avea câștig de cauză în sensul că sufletul va fi cel care va prima. Deci oricât de mult și-ar dori nativii fecioară, nativele fecioară, să aibă pârghile concretului, să știe exact cum stau, exact care sunt contractele pe care controleze și să controleze, Neptun spune, dacă nu ești fericit sufletește, nimic nu mai contează. Și ei vor deveni de unde sunt atât de chiar ușor mercantil, sigur că da, mai concreți, mai cerebral, mai comentatori, mai oratori, vor deveni, vom vedea nativ fecioară mai visător, care practic din când în când pic așa, ca într-un fel de visare cu ochii deschiși, în care nu mai înțeleg ce se întâmplă cu ei. De ce nu-i mai face fericiți ceea ce până acum îi făcea, de fapt. Da, și zona afectivă le va ridica probleme pentru că ei sunt obișnuiți să cuantifice iubirea, să o cântărească, să știe exact cât de mult mă iubești.
Atât. O fecioară îți poate răspunde la întrebarea asta oricând. E bine, vor fi surprinși de faptul că viața îi pune în situația în care nu vor mai face atâta evaluare, vor trăi niște lucruri profunde, fapt care îi va descumpăni, îi va scoate din ritmul lor obișnuit. Adică viața nu este numai o evaluare, de fapt, nici dragoste, nici... Da, nu este un cântar perfect. Nu este un cântar. Este mai complexă de atât. Ei știu lucrul ăsta, dar nu s-au aventurat pe calea asta niciodată, fiindcă s-au simțit comod pe zona stabilă pe care o puteau controla. Vor descoperi și complexitatea relațiilor personale. Nu ne referim neapărat la partenerul de, din plan, neapărat la iubit-iubită. Ne referim acum la toate persoanele care țin la nativii fecioară. Acel cântar despre care vorbești foarte frumos, ai spus, cântar. Acum s-a stricat. Deci sunt total bulversați. Nu mai înțeleg nimic. Cântarul nu mai funcționează. Deși au zis că o anumită persoană ține la ei foarte mult și poate ajuta, poate acea persoană le întoarce spatele, o altă persoană care, să spunem că cu adevărat ține la ei, vine cu un profil mai puțin confortabil și își cere drepturile. Deci, practic, nativi fecioară vor fi foarte bulversați din punct de vedere al comportamentului celor din jur. Prea puține lucruri vor mai rămâne neschimbate. Prea puține lucruri vor rămâne ca acum, cum știau ei, acum 2 ani, 3 ani, 5 ani și așa mai departe. Și este spre binele lor, pentru că dacă nu ar vedea viața mult mai complex, ar rămâne practic tot în clasa 1. Dar vor trece practic de la o evaluare cantitativă la una calitativă. Asta este schimbarea cu care se vor confrunta. Și de la una subiectivă la o evaluare obiectivă. Și nu erau vor trebui să se adapteze acestei schimbări. Nu știu cât de bine vor reuși cu toții, în funcție de șansa fiecăruia, dar lucrul ăsta va fi clar pentru toți. Schimbarea aceasta se va impune de la sine. Și mai ales vorbeam despre metamorfoze pentru zodie. Metamorfoza sufletească este copleșitoare pentru fecioare. O metamorfoză în care vom vedea, această metamorfoză sunt doar cât 3-4 zodii care o resimt puternic. Sunt vărsătorii pentru că Saturn acum pentru ei este în ultima casă astrologică, în casa credinței și a liniștii sufletești. Sunt fecioarele pentru că Neptun e în semn opus și Neptun știm că este planeta responsabilă cu liniștea sufletească. Și sigur că da, sunt și capricornii pentru că este Saturn în semnul lor. Deci, iată că pentru ei această metamorfoză sufletească, faptul că se transferă un soi de nemulțumire care devine altceva sau mulțumirea sufletească de până acum devine nemulțumire. În orice caz, este un transfer destul de... Au loc schimbări clare și explicat. Niște finalități. Vor finaliza niște lucruri și vor trebui să se adapteze la altele. Asta îmi venea în minte, știu eu, ca un cuvânt general care să caracterizeze situația lor. Amin. Adică am încheiat ceva, am pus un punct, vor pune punct multor lucruri și se vor schimba. Vor trăi schimbări. Da. Nu neapărat spectaculoase, nu neapărat minunate, dar viața lor va... Mergem mai departe să vedem pentru balanțe ce profil psihologic avem în această perioadă. Balanțele sunt interesate să descopere cum funcționează. Da, cu tendința lor de a șovăi întotdeauna între o soluție și alta, dualiste prin esența lor, vor trebui să facă eforturi de a...